Bine v-am găsit, dragilor, o nouă ediție Sport Arena la zi. Suntem live aici pe Metropola TV, dar și pe Sport Total FM. Prin urmare, dacă nu sunteți acasă, n-aveți nicio scuză, radiourile poate să meargă liniștite. Alături de mine în platou este și colegul meu Ionel Luțan. Bună, Ionel, bine ai revenit! Te salut, Alice, bine te-am regăsit. Cam serios astăzi, cam serios. Păi da, se apropie o altă partidă de campionat. Deja ecourile jocului precedent s-au stins și deja intrăm în febra partidei următoare. Să specificăm și pentru cine nu e așa, pentru FC Voluntari, alături de noi Liviu Cebotariu. Bună seara, bine ați venit pe la noi! Bună seara, bună seara. Mulțumesc în primul rând pentru invitație. Îmi face o deosebită plăcere să mă aflu în studioul dumneavoastră. Este o premieră pentru mine, este pentru prima oară când sunt aici. Și aștept să vă răspund cu mare drag la întrebările dumneavoastră. Bun, păi Ionel, nu l-am speriat pe domnul Cebotariu încă, dar urmează, avem 45 de minute în care avem tot timpul din lume să stăm de vorbă. L-a speriat Adrian Mutu în partida trecută, îl speriem noi pe domnul Cebotariu. Asta voiam să zic, deși are numai încredere în dânsul cu siguranță. Venim după o partidă foarte bună cu cei de la FCU Craiova 1948, unde Voluntari a făcut o mișcare bună, prima victorie din acest campionat, care e abia la început. Așa este. După un început ezitant, din punctul meu de vedere, și aici mă refer în special la rezultatele care le-am obținut în primele două etape. Primul joc cu Dinamo, unde n-am făcut un joc rău, însă greșelile colective și în anumite momente greșelile personale ne-au costat foarte mult, cele trei puncte. Puteam să plecăm cu mai mult de la Dinamo, ne-am dorit lucrul ăsta. A fost dezamăgire mare pentru că am marcat două goluri în deplasare și n-am reușit să luăm nici măcar un punct. Încă o dată, dezamăgirea a fost mare, dar jocul așa pe ansamblu, și aici mă refer în special la jocul ofensiv, a fost bun. Pe joc cu organizarea noastră defensivă am stat foarte slab și ne-au costat cele trei puncte. Apoi a urmat meciul cu Botoșani, unde a fost un joc destul de echilibrat. Și acolo puteam să obținem un rezultat de egalitate. La fel, pentru că fotbalul greșeală așteaptă, am greșit noi. Noi am fost cei care am greșit și am încasat un gol. A treia etapă am fost contra celor de la Craiova 1948, am fost mult mai pragmatici. Obiectivul nostru a fost de a obține cele trei puncte, nu de a face spectacol. Am analizat bine adversarul și iată că am reușit să obținem primele trei puncte din acest start de campionat. Alt moral acum, după această primă victorie, înaintea confruntării cu cealaltă echipă craioveană, cu un alt antrenor cu nume, Laurențiu Reghecanf. Cred că Liviu Cebotariu, altfel mergi cu echipa, nu? După un succes, starea de spirit, totul pare de bun augur. Așa este, avem un moral bun în momentul de față, însă trebuie să recunoaștem că Universitatea Craiova este favorită în acest joc. Au o echipă foarte bună, chiar dacă ei nu trec printr-un moment foarte bun, și aici mă refer la ultimele două rezultate ale lor de când a venit Reghe antrenor. N-au reușit să se califice contra celor albanezilor din echipa din Albania, Laci, nu? Da. Și au pierdut acasă cu Botoșani, am urmărit jocul. Însă, cum spuneam mai devreme, e un joc dificil pentru noi, pentru că au o echipă foarte bună, o echipă matură, o echipă cu jucători cu experiență, cu jucători care merg și la echipa noastră națională, care ne reprezintă cu brio acolo, cu o linie de atac care nu mai are nevoie de nicio prezentare, și aici mă refer la Colici, la Gustavo, Bayram. Sunt jucători care, ferești. Da, sunt jucători care pot pune probleme oricărei echipe. La fel, linia de mijloc solidă, cu Mateiu și jucătorii care este posibil să intre Fedele sau, mă rog, nu le fac eu echipa acum, dar îi cunosc foarte bine, cu doi apărători centrali cu mare experiență, și aici mă refer la Marius Constantin și la Bălașa, cu Bancu, jucători de echipă națională, deci am spus practic jucătorii care au mare experiență și ne pot crea
probleme ne pot destabiliza. Însă, încă o dată, noi avem un moral ridicat, un moral bun după această victorie. Vom merge la Craiova să jucăm un fotbal bun și să, bineînțeles, să venim cu un rezultat pozitiv de acolo. Asta voiam să subliniez, faptul că, deși jucătorii pe care i-ați menționat au foarte multă experiență, din păcate ei sunt cei cu moralul la pământ de data asta, iar Fece Voluntari e plină de optimism. Deci probabil undeva și lucrurile astea se compensează, pentru că știm foarte bine, nu este vorba doar despre noroc sau despre calitatea sportivă a jocului, cât și de un pic de moral care ajută sau nu o echipă. Așa este, ei sunt în momentul de față într-o oarecare presiune a rezultatelor. Au schimbat antrenorul, a venit Reghe, n-au reușit să câștige în astea două meciuri, în jocurile pe care le-au disputat, și este clar că pe noi ne așteaptă o partidă dificilă. Sunt convins că ei vor face tot ceea ce le stă în putință să câștige primul joc. Însă, încă o dată, noi vom merge la Craiova să jucăm un fotbal bun. Nu avem mare lucru de pierdut, nu sunt adeptul că mergem până acolo ca să doar să jucăm și să ne întoarcem înapoi. Vreau să mergem să arătăm ca o echipă care își dorește foarte mult să rămână în prima ligă, așa că avem nevoie de un rezultat pozitiv la Craiova. Încă o dată, știm că este un joc dificil, știm că este o echipă puternică, o echipă cu mare experiență, însă vom merge acolo să ne vindem scumpielea. Iată că avem, scuză-mă Ionel că te întrerup, avem și clasamentul acum pe ecran, care arată mult diferit față de cum eram obișnuiți, iar cei de la Craiova nici măcar în primele șase nu sunt. Așteptăm, după așteptăm primele trei partide. Bine, acum facem și noi, updatăm de la o etapă la alta clasamentul, ca să vedem ce se întâmplă. Nu, vreau să spun că asistăm la un debut de campionat echilibrat. Ne așteptam la asta. Iată că nu cred că mai există, domnule Ciobotariu, echipe mici și echipe mari. Echilibrul este la el acasă. Am văzut etapa trecută, de exemplu, victoria Miovenului. Cine sconta, puțin dintre noi, că vor câștiga la Sfântul Gheorghe, o echipă nou promovată, cu o formație de play-off. Așa că fiecare partidă este foarte, foarte atractivă și e greu de intuit rezultatul, chiar dacă unele pleacă favorite, așa cum e și Craiova luni seară. Așa este și asta este un lucru pozitiv pentru fotbalul românesc. În momentul în care e un campionat echilibrat, asta spune foarte multe despre fotbalul din România. Este adevărat, sunt primele trei etape, nu putem să tragem o concluzie doar din atât. Însă este clar că echipele care, din punctul meu de vedere, se vor bate la titlu și anul acesta, exceptând Universitatea Craiova, care a început cu stângul. Este vorba de CFR, care merită toate aprecierile noastre. Își păstrează hegemonia. Da, în primul rând pentru rezultatele din meciurile internaționale, apoi și în campionat 3 victorii din 3. Cred că, exact cum ai spus și tu, startul ăsta de campionat este unul echilibrat și asta nu poate decât să bucure iubitorii fotbalului din țara noastră. Dar chiar așa, că amintea colegul meu Ionel de această partidă a celor de la Mioveni, o victorie chiar surprinzătoare pentru cei de acasă. Cum ați văzut dumneavoastră această victorie pentru ei? Proaspăt veniți în Liga 1, din Liga 2 printr-un baraj, nu s-a mai întâmplat asta până acum. Parcă norocul se ține scai de ei, așa mi se pare. Da, cred că au avut și șansa că au jucat cu Sepsi, care jucaseră cu 3 zile înainte meciul de cupe cu Târnava. Da. Cu Târnava. Da. Și este clar, este de apreciat această victorie. Încă o dată, pe acest început de campionat, toate echipele, nu neapărat că nu au stres sau nu, dar nu au mare lucru de pierdut. Sunt mai relaxate, asta vreți să spuneți? Nu neapărat că sunt mai relaxate, dar una este să joci în campionatul regular și alta este să joci în play-off sau în play-out. Alta este când te bați pentru primele șase locuri, ai prins primele șase locuri și acolo este care pe care să câștige campionatul. Sau speța noastră la Fece Voluntari, când te bați la retrogradare și te uiți în spate, vezi că nu mai este nimeni,
presiunea este foarte mare și nu mai ai același randament. Da, vorbeam... Din cauza presiunei. Da, vorbeam puțin mai devreme de apărarea Craiovei, dar stăm bine și noi, adică Fece Voluntari. Armaș cu Gabi Tamaș, un cuplu la fel de bun, redutabil, dacă nu mai bun decât cel de la Craiova. Și în sfârșit, Liviu Ciobotariu, Fece Voluntari, are și atacant în acest moment. Tot se caută de foarte multă vreme. Cu Alisa în sondat terenul, lipsă... dar iată că ne-ați dat-o înainte cu Neres. Tăiem de pe listă Fece Voluntari ca fiind nevoie de atacant. Până la sfârșitul emisiunii îmi spuneți dacă mai aveți nevoie de ceva, că eu centralizez pentru toată lumea. Nu pot să fac rost, dar eu le țin aici. Deci, Nemeț, o mișcare de bun augur pentru Fece Voluntari, un atacant cu mare experiență, care știe campionatul românesc și care este aștepta, nu, Liviu Ciobotariu, să aducă goluri sau consistență pe faza ofensivă. Așa este. La începutul stagiului de pregătire, când am început... După acel baraj am discutat cu conducerea clubului și le-am spus că vreau să păstrez o mare parte din lot, pentru că aveam nevoie să fim omogeni, de o echipă, să fim o echipă omogenă. Am păstrat, să zic, un 70% din lotul care a fost. Bineînțeles că mi-am dorit să avem concurență pe posturi, pentru că numai așa putem să creștem în valoare ca și echipă. Mi-am dorit foarte mult să avem un echilibru între apărare și atac și revin la ceea ce spuneai tu mai devreme, faptul că l-ai pe Gabi Tama și Armaș ca și apărători centrali, doi jucători cu mare experiență. Nu mai vorbesc despre Gabi Tamaș, care este și capitanul echipei și aduce un aport esențial în defensiva noastră, atât în teren, cât și în afara lui, adică este un jucător cu mare personalitate, un jucător care avem mare nevoie de el, liderul vestiarului, la fel cu Igor, cu Armaș, jucător cu mare experiență, jucător de echipă națională. Chiar dacă au o vârstă mai înaintată, sunt profesioniști, se antrenează foarte bine și încă poate să mai joace cel puțin un sezon. V-am spus că am căutat acest echilibru, mi-am dorit foarte mult un atacant cu experiență, pentru că aveam nevoie de un punct de sprijin și sunt bucuros că am reușit să-l transferăm pe Adam, pe Nemeț, un jucător cu experiență, încă o dată un jucător care ne ajută foarte mult în economia jocului nostru, ce avem noi de realizat acolo. Sunt bucuros la fel că am transferat pe Vadim Rață, jucător de în mijlocul terenului. Alt internațional. Și pe lângă ei au mai venit Paraschiv, Neluz Roșu, Laurent Fulop, care este un jucător foarte bun. Eu mi l-am dorit foarte mult și... A și făcut o figură frumoasă în ultimele partide, Laurent. Și prima partidă, nu numai că a marcat golul, dar a avut și asistul și este un jucător care ne ajută foarte mult în ceea ce vrem noi să realizăm. Încă o dată, avem jucători cu experiență, avem jucători tineri și aici mă refer la Ilie, un jucător de mare perspectivă. Am luat împrumut pe Ion Robert, care și el este un jucător care ne poate ajuta. Avem internaționalul nostru care l-am așteptat, eu personal l-am așteptat după cele două jocuri, abia așteptam să vină la antrenament și este vorba de Ion Gheorghe. Care va fi apt acum pentru partida de la Craiova. Care va fi apt. Este în regulă după accidentarea pe care, după ce s-a întâmplat la Jocurile Olimpice, accidentul, cum ar veni, adică și moral și tot. Accidentul moral. Da, asta accidentul zic. Accidentul, asta am vrut să zic. Accidentul moral. Am vorbit cu el imediat după joc. L-am consolat pentru că, din punctul meu de vedere, niciunul dintre cele două cartonașe nu sunt justificate. Asta este punctul meu de vedere. Nu spun că am dreptate sau nu. Mi-a părut rău, bineînțeles, pentru el, pentru că în primul rând este jucătorul nostru, jucătorul voluntarului și în al doilea rând este un copil de mare viitor. Merita mai multă, nu știu, atenție în fața publicului din România și aici mă refer că dacă continua jocul putea să joace mai multe minute. Păcat pentru el că s-a întâmplat acest lucru, dar este un jucător tânăr, un jucător de viitor. Și pe de altă parte a fost o onoare și pentru el, dar și pentru Fece Voluntari să trimită un jucător la echipa națională pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo. Bineînțeles, atunci când am fost anunțați că pe listă se află și Ion Gheorghe, pentru noi a fost, sincer, a fost o onoare să avem un jucător
la echipa națională să ne reprezinte la Jocurile Olimpice. Adică n-a ezitat nimeni să spună stai, ne mai gândim. A fost din tot sufletul. Da, bineînțeles. Da, deși am avut era un om de bază în echipei. Asta zic, da. Cu un ochi plângeam, cu un ochi râdeam. Pentru că, sincer, pentru mine, în momentul în care nu l-am avut pe Ion Gheorghe în echipă, nu a zona fost... Zona aceea de teren acolo zona de mijloc s-a văzut. Însă m-am bucurat pentru el și mă gândeam că ajută într-un fel și echipa națională. Păcat pentru el că n-a reușit să joace mai multe minute. Da, iată că vorbeam puțin mai devreme de atacant și am urmărit astăzi o declarație foarte interesantă a lui Nemeț, care spunea că a venit la voluntari și pentru antrenorul Liviu Ciobotariu, un antrenor cu experiență care l-a cucerit așa din prima, spunea Adam Nemeț. Și atenție, Liviu Ciobotariu, dacă nu a citit declarația, spune Adam Nemeț că m-am simțit deja ca în Bundesliga la FC Voluntari față de perioada Dinamo, unde ne-a ajunsurile, din păcate, spunem, erau la ele acasă, spunea că am venit la un club cu stabilitate și, credeți-mă, mă simțeam ca în Bundesliga, văzând diferența, discrepanța din acest moment între cele două cluburi, ca și organizare, spun. Asta nu poate decât să mă bucure și pe mine și pe cei care conduc destinele acestui club. Într-adevăr, la FC Voluntari, eu am antrenat la mai multe echipe, într-adevăr, la FC Voluntari există o stabilitate, există condiții foarte bune de antrenament, avem un grup de jucători foarte unit, foarte unit, și asta mă bucură dacă Adam a zis că i-a plăcut atmosfera, îi plac antrenamentele și asta este un lucru foarte bun pentru noi. Eu ce pot să spun? El a jucat la un nivel înalt, a fost și în echipa națională, a jucat și la Dinamo, el este un profesionist 100%. Mi-aduc aminte că înainte să semneze a venit să vadă vestiarul, a venit să vadă sala de forță, a venit să vadă terenul de antrenament. Toate condițiile, adică. Da, s-a interesat, asta înseamnă să fii profesionist, să te interesezi de tot. A semnat și eu zic că a făcut primele 45 de minute bune de în partida cu Craiova 1948. Păcat că s-a accidentat. Cred că după experiența de la Dinamo, acum ca și jucător, parcă sufli și în iaurt în momentul în care vrei să mergi la o altă echipă. Din păcate pentru ei, au dezvoltat poate această teamă să vină să vadă, să analizeze, să pună întrebări, că știm foarte bine, ei și discută între ei, să aibă o siguranță că băi, am plecat de aici, vreau să merg la mai bine, la condiții mult mai bune. Se vor regla și problemele celor de la Dinamo la un moment dat. Da. Pe mine, sincer, nu mă interesează ce se întâmplă la alte cluburi. Știam că a fost bucuros că a găsit condițiile cele mai bune și feedback-ul cel mai bun din partea FC Voluntari. Așa este. Încă o dată, mă repet, și nu o spun doar că sunt antrenor la FC Voluntari. Avem condiții foarte bune de antrenament, avem sală de forță, sală de refacere, condiții de masă, adică condiții... Tot ce trebuie. Tot ce trebuie pentru... Performanță, dar pe de altă parte, Liviu Ciobotariu, să fim realiști, acest lucru înseamnă o presiune plus și pentru antrenor. Pentru că având la dispoziție tot ceea ce este nevoie pentru a face performanță, nu? Și pretențiile conducerii cresc. Așa este. Pentru mine este foarte simplu. Un antrenor se remarcă prin rezultate. Și este judecat prin rezultatele pe care le are. Este adevărat că de multe ori jocul echipei, să zic, dau un exemplu, jocul echipei merge, echipa arată o prestație foarte bună, însă nu reușește să câștige. Și atunci antrenorul este tras la răspundere. Numai că, din punctul meu de vedere, în momentul în care ți se oferă, trebuie să și dai. Deocamdată, pe acest început de campionat, încă o dată nu sunt mulțumit de cum am început, pentru că, în opinia mea, puteam să avem 5 puncte în momentul de față, nu trebuia să pierdem jocul de la Dinamo și nici jocul cu Botoșani, cel puțin 5 puncte, dar este un început. Este un început și eu sunt convins că vom realiza lucruri frumoase împreună.
Care să fi fost în partida cu cei de la Dinamo acest, nu știu, poate plus al echipei atât de tinere și acum vorbim cumva extrapolând ideea faptului că sunteți antrenorul celor de la FC Voluntari și să subliniem faptul că acolo erau foarte tineri, lipsiți de experiență, crescuți în România cu toții la Dinamo. Unde a fost avantajul lor, poate, acolo? Avantajul lor s-a făcut pe greșelile noastre. Ok. Mi-aduc aminte înainte de joc, o săptămână înainte de joc, am intrat în vestiar și le-am spus să nu cadă în capcana să se ia după media ce scrie despre Dinamo, că nu se antrenează, că n-au jucători. Să-i subestimeze. Să-i subestimeze, da. Nu asta a fost problema. Problema a fost că, dacă vă aduceți aminte despre acest joc, la 1-0, unde noi am dominat total 25-30 de minute, noi am categoric, am avut 4 situații de a marca. Deci la 1-0, dacă Vadim Rață reușea să înscrie, dacă Ilie, partida, dacă Ilie cu acel șut de la 16 metri s-a dus mingea în bară, l-a lovit pe Eșanu în spate și în loc să ducă mingea în poartă, a rămas acolo și puțină neșansă. Eu spun că altfel erau lucrurile, deci noi n-am știut să gestionăm anumite momente ale jocului. Ei au fost concentrați jucătorii la joc, dar n-am știut să gestionăm anumite momente. Pentru că în minutul 45, în mod normal, când trebuia ca noi să intrăm cu 1-0 la pauză, ne-a prins faza sus, trebuia să oprim jocul, nu am oprit jocul, a trecut un lanț întreg de erori. După care, dacă vă mai aduceți aminte, și la 2-1 pentru adversar, am revenit în joc, am dominat jocul, am avut posesie. Cred că a fost și puțină neșansă la golul 3, deviat, și am primit acel gol 3. Încă o dată, eu și după joc, i-am felicitat pe cei de la Dinamo, au câștigat. Dacă au câștigat, nu știu dacă au meritat neapărat, dar punctele erau la ei. Dacă contează ei o fază, un amănunt important la o echipă, la un meci de fotbal. Da. Pentru că, iată, așa s-a întâmplat și cu cei de la Academica. La 1-0 pentru Academica, Velios are ocazie de 2-0, simplu acolo, Liviu Ciobotariu, nu? Un atacant de calitate marchează, faci 2-0 și s-a terminat partida și exact Dinamo revine prin Sorescu, marchează golul egalizator și apoi duce partida și o câștigă. Adică cât contează un moment de genul ăsta ratat sau, din fericire pentru tine, fructificat. Așa este, am urmărit partida dintre Dinamo și Clinceni și parcă a fost o copie la indicat exact, ceea ce exact s-a întâmplat la meciul cu noi. Aceleași faze cu Clinceniu care domină, care au posesie și primesc niște goluri la fel pe contraatac. Golul 3 cel puțin, un contraatac, bine, era minutul 93, nu mai erau multe lucruri de făcut. Însă ceea ce se întâmplă în momentul la Dinamo trebuie să apreciem, este de apreciat, cum ai spus și tu, cu niște copii la ei mă gândeam și doar la asta, mă referam pentru cariera lor. Niște copii care pentru prima oară, pe prima scenă fotbalistică, își doresc foarte mult. La Dinamo tot timpul a existat această academie bună de fotbal, de copii și juniori. Îi felicit încă o dată. Avem valor. Exact. Uite, voiam să vorbim un pic și despre altceva. Dacă zilele astea am luat o pauză de la Liga 1, pentru că trecem de la o etapă la alta, Liga 2 nu a stat pe loc și am avut aseară o partidă spectacol din toate punctele de vedere între cei de la Steaua București și Cixeredo. 1-0 pentru gazde, care au făcut un show total, o nebunie. Meciul clar de interes național și televiziunile au reacționat ca atare și au televizat această partidă. Mulți oameni în tribune, agitație mare. Domnule Ciobotariu, ați urmărit meciul? Cum vi s-a părut? Nu l-am urmărit. Îmi pare dar vă dați seama că obicei cred că ați urmărit din știri și ați văzut ce atmosferă a fost. Știrile au fost concentrate în jurul atmosferei mai mult. Așa este. Atunci când am timp, mă uit la orice meci, indiferent de nivel. E Liga 1, Liga 2, Liga 3. Am văzut și meciuri de Liga 3 când au fost sezonul trecut. Bineînțeles, Champions League, meciuri internaționale, dar acest joc nu l-am văzut. Înainte să ajung aici la noastră în platou, mă uitam pe știri și am văzut niște secvențe cu din meciul ăsta Steaua cu Cixereda și am crezut prima oară că este meci de Liga 1. O atmosferă foarte frumoasă, ca atmosferă.
N-am văzut decât niște imagini. Atmosferă foarte frumoasă, lume foarte multă la stadion. Stadionul... Impunător. Impunător, da. Felicitări, bravo lor, bravo lor. N-am văzut, știu doar că au câștigat 1-0. O partidă echilibrată, în general, în care Csíkszereda, zic eu, că pleca cu prima șansă. De ce spun asta? Pentru că este o echipă mai experimentată, care a avut un sezon bun în spate, play-off-ul stagiunea trecută. Au adus 2-3 atacanți, că și ei, Alice, caută atacanți. Era foarte supărat Vali Suciu. Pe ei nu i-am trecut aici, că eu mă ocup doar de Liga 1, să scritu la Liga 2. I-a găsit, dar din păcate pentru Csíkszereda n-au marcat. Ei bine, Steaua, prin acest Bogdan Chipirliu, un pariu al lui Daniel Oprița la toate echipele pe care le-a antrenat, marchează minutul 80 și aduce 3 puncte importante pentru Steaua, pe fondul unui joc echilibrat, în general, în care și Csíkszereda putea pleca fără doar și poate cu un punct de la București. Bun. Eu, în ceea ce îi privește pe cei de la Steaua București, mi se pare că sunt în formă, mai ales pentru, din cauza faptului că au o perioadă nu tocmai foarte bună în ceea ce privește partea legală, nu-i așa, domnule Ciobotariu, că din păcate nu au nicio șansă să ajungă în Liga 1, deși își doresc foarte mult, pentru că ei sunt legați puțin de mâini și de picioare de o situație juridică. Dar cred că va fi și la Liga 2 o perioadă competitivă destul de înaltă. Ce părere aveți? Este posibil să asistăm la ceea ce se întâmplă acum la Craiova, nu? Da. Se poate realiza și aici, între FCSB și Steaua, sau nu este același lucru? E ceva puțin... Complicat. Da. Complicat. Da, nu știu exact situația și mă depășește acest subiect. Sincer, încerc să-l dezvolt, dar nu știu exact dacă Steaua au dreptul să promoveze la prima ligă. Nu, asta este situația, că ei nu pot promova la prima ligă și, din păcate, că ei și-ar dori foarte mult. Bine, competiția e foarte mare și cei de la Csíkszereda la fel au fost acolo în top și e atractiv din toate punctele de vedere, pentru că am ales să discutăm un pic despre asta, tocmai pentru că a fost spectacol, tocmai pentru că a fost atât de multă lume. Au avantajul acestui stadion nou, care e, exact cum spuneați dumneavoastră, impunător și, în sfârșit, parcă se pot desfășura galeriile anul acesta, domnule Ciobotariu, nu-i așa? Așa este. Am urmărit imagini de la acest joc, de la Steaua cu Csíkszereda și, încă o dată, mi-a plăcut foarte mult atmosfera de la stadion. Asta înseamnă că cei de la Steaua au mulți suporteri, au un stadion foarte frumos și impunător, cum am spus mai devreme. Deci ar fi interesant dacă ar reuși să promoveze și să vină în prima ligă, pentru că fotbalul are nevoie și de spectacol, are nevoie și de suporteri, pentru că... Și am văzut ce spectacol... Scuze că v-am întrebat ce spectacol a fost și la cei de la UTA. Mă gândesc la echipele care au galerii de tradiție și care acum în sfârșit au șansa să revină pe stadion. Pentru că, și clar, cei de la Craiova, unde o să mergeți acum, cred că o să vă loviți de o galerie puternică. Da. Din punctul ăsta de vedere. Ne motivează și mai mult. Clar. Ne motivează și mai mult. Bine, încă o dată, fotbalul fără spectatori. Și ați văzut ce am pățit sezonul trecut. De o tristețe. Se aude la televizor absolut orice. Problema cea mai mare este, îți dă senzația că este un joc amical, un joc fără miză. Când nu ai, n-ai fani, n-ai susținere. Da, n-ai și capacități mai greu și jucătorii într-un astfel de mediu, nu? Da. Și da, este îmbucurător faptul că acum s-a revenit la... Suporteri pe stadion și ăsta este practic fotbalul. Fotbalul, jucătorii sunt acolo să ofere un spectacol, nu? Pentru cine? Pentru oamenii din tribune și pentru oamenii de acasă care urmăresc cu interes partida. Așa, fără spectatori, da, m-aș bucura dacă Steaua ar reuși să promoveze în prima ligă. Acum nu știu exact... Nu sezonul ăsta. Da, ne depășesc astea legale. De vedere administrativ, nu suntem de expertiză. Vali Suciu, tehnicianul echipei oaspete, Csíkszereda, spunea că din punctul lui de vedere fanii au împins Steaua către victorie. Meciul a fost, Liviu Ciobotariu, echilibrat. Cei de la Csíkszereda au avut câteva situații bune de a marca, ratate de acești atacanți pe care i-a adus acum la treabă. Steaua a marcat prin Bogdan Chipirliu, inspirația lui Daniel Oprița, trimis pe teren în partea a doua. Atmosfera a fost foarte bună și deja vine etapa a doua, Alice, că la ora asta începe partida de la Techirghiol în Liga a doua, Unirea Constanța, Hermannstadt Sibiu, echipa pe care a pregătit-o Liviu Ciobotariu.
Hermannstadt, care din păcate n-a fost la fel de norocoasă ca și FC Voluntari sezonul acesta și au ajuns la Liga a doua. Să fi fost oare, să fie oare cumva benefic pentru ei, pentru o restructurare, domnule Ciobotariu? Cu siguranță. Eu zic că prin venirea lui Dani Coman ca și președinte, eu cred că vor avea un cuvânt de spus în, în acest sezon. Am văzut că au rămas și o parte din jucătorii pe care eu i-am antrenat la prima ligă. Și aici mă refer la fundașul central, la, la Stoica, Opruț, Hasan. E și Petrișor Petrescu, am văzut că au făcut transferuri bune, jucători de prima ligă. Asta înseamnă că își doresc să, să, să revină pe prima scenă. Despre aventura mea la Sibiu, la Hermannstadt, nu sunt foarte multe de spus. M-am dus acolo cu inima deschisă, am încercat să fac anumite lucruri. Am văzut că lucrurile nu erau în, în regulă și am considerat că este mai bine să renunț eu decât să periclitez soarta unei echipe. Și acest lucru l-am spus chiar la... după meciul cu Voluntari. Da, da, da. Ca o întâmplare așa. Și da, chiar ne aducem aminte, Liviu Ciobotariu, că discutam în momentul în care ați preluat Voluntariul, că obiectivul pe final de sezon era oarecum ca cele două echipe pe care le-ați pregătit sezonul trecut, Hermannstadt și Voluntari, să rămână în prima ligă. Jumătate îndeplinit cu FC Voluntari, jumătate, din păcate, nu cu Hermannstadt. Așa este. La un moment dat mă gândeam, da, ca să antrenez într-un sezon două echipe și să ne salvăm amândouă, da, de la retrogradare. Da. Bine, putea să fie și reversul. Și invers. Mai bine că n-a fost. Mai bine că n-a fost. Eu m-am concentrat pe ceea ce am avut eu de făcut, adică să reușesc împreună cu echipa și cu cei care sunt din, din, în jurul echipei să evităm retrogradarea. N-a fost ușor, sincer, n-a fost ușor. O situație delicată. Am reușit să câștigăm la Astra, că dacă nu câștigam la Astra... Acolo a fost situația, punctul, da, cel mai important. Situația se, se, se agrava. Am reușit să trecem la baraj. De asta, la un moment dat, mă gândeam... Am zis, dom'le, ideal ar fi să se salveze și Hermannstadt, dacă am fost antrenor, da, acolo, da, să am pe, două echipe. Până, da, la urmă, Liviu Ciobotariu... Două prime de salvare de la retrogradare, Alice. Două prime de salvare de la retrogradare. Răutăcioși suntem. Nu, nu, eu am vrut să spun altceva, că Liviu Ciobotariu este o singură persoană într-un singur trup, că dacă se împărțea în două, putea să meargă și într-o parte și în alta și poate lucrurile stăteau altfel. Dar n-a fost să fie asta, a venit la Voluntari. Voiam să, să pun și o întrebare care îmi stă pe limbă de când am început să, să vorbim. Cum este situația asta cu Gabriel Tamaș, care trebuie să asculte, să fie elevul ăla silitor pe teren și în partea cealaltă să ia decizii, că spuneați mai devreme, de ce își dorește conducerea, când conducerea e și capitanul, conducerea este și fundașul? Care, da. Cum e situația asta? E diferită? În e în premieră rând, pentru, da, România? Da, asta vreau să spun. În primul rând este o premieră în România și cred că nici în fotbalul internațional. Fotbalul mare e mai greu. Mai greu, da. Pentru mine lucrurile sunt foarte simple. Și el știe, am discutat cu el, știe acest lucru. În momentul în care intră în vestiar, este jucătorul și capitanul Gabi Tamaș, care are un rol foarte important în vestiar de, de a... De a-i motiva pe colegi, de a motiva jucătorii, de a-i ține aproape, de a forma un grup unit. În momentul în care intră pe teren este capitanul Gabi Tamaș și vreau să fac o paranteză. Cred că am mai declarat-o, dar îmi face mare plăcere să mai o declar încă o dată. Este un profesionist desăvârșit. Pe altfel, deci, nu juca până la vârsta asta, nu la nivel înalt. Deci de când am venit la, la FC Voluntari, acest jucător, acest băiat Gabi Tamaș nu a ratat niciun antrenament. De multe ori i-am spus, Gabi, după joc, de obicei după joc, mai menajezi anumiți jucători, îi lași mai la o parte, unii care au o vârstă, care sunt accidentați. Și i-am spus, Gabi, astăzi stai liniștit, faci un stretching, nu, mister, eu vreau să fac antrenament, mă antrenez 100%. Este un exemplu de, de urmat și... jucătorii care sunt în momentul de față în vestiarul FC Voluntari
Trebuie să ia un, să ia exemplu de la, asta de la acest... Să zic. Sunt mulți tineri și ar trebui cumva să se, cu siguranță să uită admirativ la el, dar ar trebui să ia exemplu și să-i urmeze clar pattern-ul, să-i spun așa, pentru că dacă vor să ajungă să facă o carieră reușită până la vârsta cel puțin asemănătoare cu, cu a lui Gabriel, doar așa se poate, că altfel cu alte impedimente, din păcate, și cu alte distracții, mai greu. Așa este. Așa este. După care, ieșind din zona asta de vestiar și mă refer la Gabi Tamaș, da, acolo el are, mă rog, alte discuții, la alt nivel. Noi am discutat și despre jucătorii pe care i-am adus. Am discutat, da, am discutat cu, cu Gabi Tamaș și am discutat cu Bogdan Bălănescu. Ne-am sfătuit, ne-am pus de acord, au fost mulți jucători pe listă, pe unii am eliminat, pe unii am legitimat. Legitimat, da? Deci, încă o dată. Treburile merg normal. Da, în momentul de față, cred, da. Eu cred că pentru Liviu Ciobotariu emoțiile sunt la pătrat în acest campionat. Pe lângă faptul că la voluntar, nu, concentrat 100%, atent și către Cluj, unde Denis continuă tradiția familiei de fundaș central și iată, merge pe mai multe fronturi și chiar o face bine, nu? Așa din asta de vedere. Și întrebam odată pe Cristi Bălașa, tatălui Mihai Bălașa, prezent și el aici în studio, și îmi spunea că nu prea vorbește fotbalistic cu băiatul, cu Mihai Bălașa, pe care îl veți întâlni acum. Ce se întâmplă în familia Ciobotariu? Denis mai cere sfaturi? Liviu Ciobotariu mai intervine când e cazul? În primul rând mă bucur pentru Denis. Mă bucur că a reușit în, în aceste trei jocuri, bineînțeles, având în vedere și conjunctura în care a fost, a reușit să intre, a jucat două meciuri titular, unul a intrat din postura de rezervă. Mă bucur pentru el. Lucrurile sunt foarte simple. La CFR există un lot foarte valoros. E foarte greu să prinzi primii 11. Ce? Care 11, Liviu Ciobotariu? Că acolo nu prea știi care e primul 11, nu? Așa este, așa este. De câte ori vorbesc cu el, îi spun lucruri de care orice fotbalist ar trebui să, să țină cont. Adică el, în mod normal, trebuie să se pregătească în fiecare zi 100%, să dea totul la antrenament, ca să poată să prindă, în primul rând, lotul de 18 jucători. Primul pas. Primul pas. După care trebuie să fie randamentul lui din antrenament, să-l facă pe antrenor, să-l convingă pe antrenor că merită să joace și să-i se dea o șansă. După care, în momentul în care ai prins tricoul, trebuie să faci lucrurile foarte bune ca să poți să rămâi în, în primul 11. Este adevărat că mai vorbesc cu Denis, însă niciodată nu i-am dat anumite indicații tactice. De ce? Pentru că fiecare antrenor are filozofia lui. Exact. Și atunci n-aș vrea să, să bulversez jucătorul și copilul. Mă și gândesc dacă îmi dați voie că face Denis, să sperăm că nu se întâmplă, o greșeală și îl întreabă Marius și Mudică: Denis, de ce ai făcut asta? Pentru că mi-a spus tata. Așa este, așa este. De exemplu, la anumiți jucători sunt, mă rog, sau anumiți antrenori cer jucătorilor lucruri, mă rog, să meargă în dublaj, alții spun să rămână pe loc, să facă linia de patru, să, mă rog, cum sunt la noi la specifice, la, specifice la, la defensiv. Și atunci eu poate am altă filozofie ca lui Marius și Mudică, da, și da, n-aș vrea să, nu vreau să încurc copilul, și atunci îl las în pace. Ce îi spun, într-adevăr, lucruri motivaționale, lucruri simple pe care trebuie să le facă, doar atât. Încă o dată mă bucur pentru, pentru Denis, îi felicit pe cei de la CFR, îi felicit pentru că nu este ușor. Are să... Are un mediu foarte bun la, la CFR de creștere, adică... Da, da, da. Carieră. Chiar printre cele mai bune, totuși campioana României, acum are o perspectivă de carieră extraordinar de bună. Da, așa este. Deja la 23 de ani are câștigate două supercupe și două campionate, dar în primul nu prea a jucat. Visează la vârste înaintate să prindă un trofeu? Da, de fapt o supercupă și două campionate.
în primul campionat nu prea a jucat, în al doilea a jucat 18 jocuri, dacă nu mă înșel. Concurența este foarte mare acolo. Clar. Concurența este foarte mare, el știe lucrul ăsta, trebuie să arate, bineînțeles, bineînțeles. Plus că el a crescut, din punctul meu de vedere, el a crescut foarte mult în ultimul timp. Adică antrenându-se alături de jucători cu mare calitate, da? Și aici nu știu dacă aș putea să iei numărul 1, 2, 3, 4, pentru că nu mai avem nici timp, adică... Pentru că sunt foarte mulți și atunci, antrenându-te într-un grup din ăsta cu jucători foarte buni și ai... Normal n-ai altă opțiune decât să crești. Domnule Ciobotariu, aș dori să vă întreb și să revenim puțin la ceea ce înseamnă Fece Voluntar pentru dumneavoastră și aș dori să vă întreb care sunt obiectivele pentru acest sezon care tocmai a început de doar 3 etape, dar intră în forță acum. Obiectivul principal al meu și al echipei este acela de a nu mai avea emoțiile sezoanelor trecute. Pentru că, sau sezonului trecut, pentru că eu în celelalte sezoane nu am fost. Da, nu pot să discut despre aia. Eu am sosit într-un moment greu și am simțit pe pielea mea ce înseamnă să joci sub presiune un meci de baraj sau puteam... Totul sau nimic. Totul sau nimic. Sub presiunea retrogradării, clar, lucrurile stau altfel. Bineînțeles. Bineînțeles. Și atunci, noi ne-am propus ca să evităm aceste emoții, între ghilimele, și ce ar trebui să facem? Să câștigăm cât mai multe jocuri, să nu mai avem pe final emoțiile care le-am trăit. Deci, nu pot acum să spun, domnule, ne dorim play-off-ul, cu toate că este foarte important în viață să-ți alegi targetul cel mai înalt. Exact, clar. Ca să poți să-ți realizezi obiectivele. La noi este clar, dacă reușim să ne apropiem de locul 7, 6, pentru noi este orice este în plus, numai că trebuie să fim realiști, nu se poate schimba așa peste noapte totul. Dar pe altă parte, domnule Ciobotariu, o misiune delicată din punctul meu de vedere. Tehnicianul este judecat după prestația echipei și după rezultate, pe de-o parte. Pe de altă parte, vorbim la Fece Voluntar, ca și la alte echipe de Liga 1 și de Centrul de Copii și Junior, de echipa a doua, de unde ar trebui să vină talentele de mâine. Spuneam puțin mai devreme de Alexandru Ilie, spuneam de Ion Gheorghe, sunt și alții care bat la porțile afirmării, însă, repet, din punctul meu de vedere, misiunea este dificilă, pentru că rezultatul primează, acești jucători trebuie să fie integrați cu liniște, cu răbdare, nu? Deși poate că alții cer mai rapid acest proces. Așa este, noi nu neglijăm echipa a doua și ne uităm foarte, foarte atent în curtea noastră. Am avut în stadiul de pregătire 8 jucători. În momentul de față fac parte din lotul nostru și se antrenează cu noi jucători care sunt din pepiniera noastră și aici mă refer la Chilili Internațional Under 19, la Bălan, Micul Torje. Cine mai avem? Portarul Neacșu. Avem un copil tânăr acum care l-am adus, Andreiș. Deci, da, deci nu neglijăm. De exemplu, sâmbătă vor juca un joc amical de la ora 11 și am să merg să-i văd. Am trimis 3-4 jucători și o să merg să văd acel joc, pentru că ne interesează ce vine din urmă. Știm că există... care se antrenează cu noi. Știm că există o colaborare strânsă între ceea ce înseamnă echipa principală a celor de la Voluntari și echipa a doua, tocmai pentru, în caz de Doamne ferește, cum a fost anul acesta, perioada de COVID, atunci când echipa a fost cel mai greu lovită, cei de la echipa a doua au venit în ajutor, fiecare încercând să se afirme, nu-i așa? Și știm că există o relație strânsă, știm că vă implicați foarte mult în ceea ce înseamnă creșterea acestor tineri care au nevoie până la urmă de o carieră sănătoasă. Iar la Voluntari chiar se realizează genul ăsta de visuri, ceea ce e de apreciat, pentru că în definitiv acum suntem și obligați, nu-i așa? S-a scos o parte din regula Under 21 și s-a impus investirea de minim 5% în academiile de copii și juniori, deci avem de unde să tragem. Da, încă o dată, suntem
eu cel puțin și nu numai eu, toți care tot staff-ul și cei care conduc acest club, ne uităm la cei tineri. La cei tineri, pentru că am tot dezbătut mai devreme despre cât de frumos a fost aseară la partea între cei de la Steaua și XR, dar și l-avem la telefon pe domnul Oprița. Bună seara! Bună seara! Felicitări pentru rezultatul de aseară și felicitări suporterilor pentru atmosferă, pentru că s-a vorbit foarte mult, cât și despre victorie, dar mai ales despre spectacol. Da, mulțumesc. Așa e, a fost o atmosferă senzațională. Suporterii au fost la înălțime. Sperăm ca de acum înainte și noi să ne ridicăm la nivelul lor, să facem un joc mai bun. Chiar dacă am câștigat cele 3 puncte, nu am arătat așa cum îmi doresc eu, dar e început de campionat. Am întâlnit și o echipă bună, o echipă care se va bate la promovare. Dar până la urmă, important că am câștigat 3 puncte pentru moral. Te salut și eu, Daniel. Bună seara! Bună seara! Victorie târzie, dar venită la timp, Daniel, pentru 3 puncte care deschid un sezon, se speră de bun augur pentru Steaua. Da, am zis, foarte importante cele 3 puncte. Știam că întâlnim o echipă bună, o echipă care nu știu dacă va pierde foarte multe meciuri, o echipă foarte, foarte bună fizic. Am luat cele 3 puncte și eu zic că de la meci la meci vom crește. Bun, domnule Oprița, din păcate ne presează și timpul, dar din nou felicitări pentru victoria de aseară și suntem cu ochii pe dumneavoastră, să știți, și vă așteptăm și pe la noi. Da, mulțumesc. Mulțumim tare mult. La revedere. Rapid am luat pulsul și de la cei de la Steaua și revenim pentru minutele pe care le mai avem aici în platou la cei de la FC Voluntari. Bun, sezonul ăsta, domnule Cepot, deci suntem aranjați. Am tăiat de pe listă, de atacanți n-avem nevoie. L-am găsit. Lotul este complet, evităm greșelile de anul trecut. Păi da, gata, s-a rezolvat. De ce se mai joacă? Nu înțeleg. Deci lucrurile par ca și rezolvate. Eu sunt optimistă, de aia zic așa. Da, lucrurile nu sunt rezolvate din punctul meu de vedere. Pentru că avem foarte mult de muncă, sunt foarte multe lucruri de pus la punct. De fiecare dată noi vrem să arătăm mult mai bine. Încă o dată, chiar dacă am câștigat acest joc cu cei de la Craiova 1948, am făcut și multe greșeli. Cum de altfel am făcut și multe lucruri bune. Și atunci, ce avem de făcut? Să remediem greșelile pe care le-am comis și să continuăm lucrurile bune pe care le-am făcut. Așa că tot timpul trebuie să lucrăm ca să avem rezultatele pe care ni le dorim. Da, n-am văzut până acum un antrenor care să spună că este super, 100% mulțumit de lotul pe care l-are la dispoziție, însă, din ce văd eu, efectivul la FC Voluntari este generos, iar Liviu Ciobotariu poate jongla o apărare în 3, o apărare în 4, în funcție de meci, în funcție de... Am văzut că faceți anumite schimbări din acest punct de vedere, nu? Da, așa este. Această echipă a fost obișnuită să joace într-un alt sistem, da? Și aici mă refer la sezonul trecut. Au jucat foarte mult sistemul ăsta 3-5-2 sau 5-3-2, cum vezi dumneavoastră să-i spuneți, cu cei 3 apărători centrali, o linie de 5 mijlocași și 2 atacanți. Eu am, în momentul în care am venit, primul joc, dacă vă aduceți aminte, cu Chindia, am jucat același sistem, de fapt nu am jucat 3-5-2, am jucat 3-4-3, însă eu sunt adeptul altui sistem pe care l-am pregătit atât în stagiul de în cantonamentul ăsta de pregătire din Germania, cât și în antrenamentele pe care le facem, 4-3-3 sau 4-4-2, ultimul estetic, joc. Așa, domnule, da, ultimul estetic. Joc am jucat 4-4-2, mie îmi place să fim ofensivi, dar de multe ori trebuie să fim și echilibrați. Că la Dinamo am fost foarte ofensivi și nu ne-am întors cu nimic acasă. Așa că, da, este posibil să jucăm și cu 3 apărători, mai ales că echipa este obișnuită în sistemul ăsta, dar cel mai important lucru este atitudinea lor din teren. După care urmează tacticul, urmează restul.
Bun, în cazul ăsta, așa să fie, domnule Ciobotariu, mulțumim tare mult pentru prezența aici în studioul Metropola TV, dar din păcate timpul nostru a ajuns la final. Ne revedem și mâine, tot de la ora 17, cu sport, sport și iar sport. O seară plăcută tuturor, rămâneți cu Metropola TV și Sport Total FM. We'll be right back.